Zodia Capricorn, legat de luna mai 2022, avem o retrogradare a lui Pluto care vă îndeamnă să fiți atenți în modul cum luați decizii. Pluto este considerată planeta transformărilor, a schimbărilor, a morții și a renașterii, a vieții de apoi, a geloziei, a emoțiilor intense. Este planeta care aduce în final adevărul la suprafață. Este un moment care are părțile lui benefice pentru că puteți să scăpați de ceea ce este inutil, de obiecte sau comodități. Aceste lucruri pot să aducă o oarecare durere în suflet, însă apare și comunicarea cei apropiați care poate să aducă în punerea în valoare a sensibilității pot apărea și momente neclare, lucruri neclare și urmărirea idealurilor poate să vă aducă în planul urmăririi unor idealuri religioase sau idealuri la modul general, ceea ce vă face fericiți, poate să susțină în același timp stările de neliniște. De curiozitate, de explorare, critica justițiară, dorința de a descoperi adevărul în mistere. Relațiile sunt mai degrabă destinse însă cu regul, puteți valorifica dorința de a fi fericiți prin folosirea intuiției, prin spiritul umanitar și prin sensibilitate.